Astăzi mergem acasă la Brigitte și la Ilie Năstase. Incredibil. Am niște emoții. Pe primul rând, vorba de Năstase, una cel mai mare jucător. Eu, Joseph Haddad, sunt 21 de ani de zile aici, dar ajung la casa lui Năstase, deja am niște emoții. Hai să vedem dacă sunt amândoi acasă, că știi că ei se mai ceartă. Brigitte a plecat de aici, s-a mutat. De ce a plecat ea, Brigitte? De ce a plecat? S-au certat. Am certat, eu mă zic pe ei. Tot timpul ei doi pe ceartă, nu înțeleg. Nu știu dacă găsim ceva în frigider, o să facem niște Hai să vedem niște ce găsim. Niște salatele. Hai să vedem. Hai. Bine, bună, am găsit. Bună, bună ziua. Bună ziua, îmi pare bine, Jose. Și mie, Brigitte. Pare bine. Am venit să vedem ce ai în frigider. Da. Bine te-am găsit acasă. Da. Bine ați venit în umila noastră casă. Deci încă e casa voastră. Da. Da. Atât timp cât am statutul de soția lui Ilie, este și casa mea. Hai. Mergem direct în bucătărie. E și Ilie acasă? Da, uite. Ilie, avem invitați. Avem invitați? Da, domnul Joseph. Bună ziua, Năstase. Bună ziua. N-am luat șampanie. A venit să ne facă, domnul Joseph, a venit să ne facă... Am uitat să dau șampanie. Hai să vedem ce este frigiderul, să vedem ce este acolo și să facem niște preparate. Eu pot să deschid o sticlă de vin alb? Da. Cam atât. Aceasta este bucătăria noastră. Haideți să vedem ce mai important, ce aveți în frigiderul. Hai să vedem ce se întâmplă. Hai să căutăm ceva. Stai. Ia. Nu, haideți să vedem ce facem. Noi avem multe și ciuperci. Așa poți să zici. Și puțină șampanie de a lui Ilie. Aveți șampanie, aveți și încă sticle de vin alb, aveți lămâi, petrujen, aveți ciuperci, aveți creveți. Creveți, eu chiar am terminat o dietă pe bază de... Aveți aici parmegiano. Exact, pe bază de pește. Ouă. Găsim ceva? Avem ouă, avem lapte. Da, uite ce am gândit eu. O fac eu un preparat simplu, dar să fii puțin gătit, foarte ușor. O să facem niște ciuperci umplut cu crevet. Wow, n-am și cu parmezan. Am nevoie de usturoi, dacă avem. Avem usturoi. Unde de acolo? E aici? Da, acolo. Sigur o să găsim puțin usturoi. Abar n-are cu usturoi acolo. Usturoi. Păi dacă nu e bucătăria ta... Am aici tocător. Dacă nu-ți Brigitte să vă arate care cu... Da, cu drag. Vă ajut și eu să decoreți ceva? Dacă vreți, cu mare drag. Uite, am și eu pe aici. Am găsit... Știi că am fost plecat mult timp de aici. Da, mai știu și eu ce pe aici. Și ai revenit astăzi. Am revenit astăzi, dar cum să nu? Până ne apucăm de gătit, vreau să faci o piruetă, te rog frumos. Păi? Vreau să faci așa. Foarte bine. E ce trebuie. Ce? Nu știu la ce trebuie. Rezatoare? Da. Rezatoare. O, din nou o să... Rezator aveți acolo? Nu știu pe unde. Hai că căutăm. Se să vedem. Aici? Era, dar nu știu pe unde e astăzi. Rezătoare, dacă nu trebuie să-l sun pe rom. Am găsit. A, da? Văzut, știi mai bine. Doamne ajută, da. Unde farfurii era aici? Da, era aici, okay? Da. Acum... Dacă n-ai, eu zic că trebuie să te întorci, să pui la punct totul cum era. Mai nici cum... cu prea multe ca să nu-i vine. Bun. Că după aia tot le uiți. Așa că... Și ce-ți cozat crevet? Mă învățați. Hai să vedem. Se scos capetele afară. Uite așa, se curate. Se scoate coaje. Așa. Are niște mizerie în spate, exact. Spatele lui trebuie să curățați, să fii fara codița. Ai dormit pe burtă o perioadă? Poftim? Ai dormit? Nu știu la ce te referi. Păi dacă s-a bombat așa de la atâta sport, nu a trebuit să dormi un pic pe burtă ca să nu... Măi, suntem la emisiune de mâncare, nu discutăm despre posteriorul meu. Mai facem și glum. Sunt de bine. Facem și glume, da. Brigitte. Nu, șef, mai și glume. Da, exact. Da. Sincer, nu știu. Șef, nu știu, dar are treabă cu posteriorul meu, Ana. Sunt concentrat cu posteriorul meu, se pare. Sincer, am niște emoții în mine. Primul de sunt de... Măi, Ana are treabă măcar, cu posteriorul meu. Măcar nu este gata încă. Trebuie să curăț eu? Hai că eu știu cum să curăț, hai că vă arăt. Da, da, trebuie să curăță pentru mâncare. Hai că vă arăt. Știi, da. Uite, așa, să faci așa. Domnul ăsta
se răspuns lui Brigitte. Și acum se deschide, ușor, vezi? Lasă, vorbim de crevețe acum. Da. Spatele lui are niște mizerie, trebuie să se scoate de toate, să fie curățat. Auzi-le, da, astea le mâncam noi în Franța? Așa, exact. Wow, ce să mai mâncăm noi două zile din astea. Crevete roze. Abia aștept. Crevete roze, da. Nu, nu așa, dă-mi coace, că nu faci bine. Nu fac mă bine, ce-am făcut? Ca să zici tu că nu fac. Nu, ce-am? Uite așa. Ce-am făcut? Dar de ce îl tai? Că nu mai e crevete dacă îl tai. Păi scos mizeria de pe el. Da, păi așa s-a tocat eu, dacă, e ok, dacă, fac niște rețete. Oricum, noi facem creveți tocați. Când intră în gură, o iei și mizerie. Păi nu, că acum se toacă. Rețeta este cu creveți tocați. Da, exact, asta este rețeta noastră. Păi e fătuc, hai că te las pe tine, fătuc. Ia să mă spăl, eu nu mai fac, că m-am plictisit cu ăștia. Faceți voi ce facem noi, mi-am place. Azi curățăm noi, domnul Anastase. Curățat că eu m-am... O să miroase. Da. Se bea puțin vine, albă așa frumos, da, pahar. Da, ne-ai amenințat. Așa, înainte nu. Se intrăm noi în pregătit. Eu dau și pentru voi, dacă vreți. Cine a îngândit așa, domnul Anastase, sunt la el acasă, da? Și el servește mie un pahar de vin. Așa da. Nu am gândit nici în viața mea. Da. Am niște emoții, și cuvântul meu. Și niciodată. Da. Păi hai să zicem, șef, hai noroc. Nu, eu beau șeful roze, vezi? Roze? Să nu se prindă Brigitte. Și Brigitte? Nu, Brigitte. Eu sunt cu munca. E cu mașina. Să spălăm crevet foarte, ce foarte, foarte aia? Bine. Cu apa rece. Facem niște ordine aici. Brigitte, poți să arunc asta? Nu, să nu lăsați asta. Cred că te-ai umflat. Ai dormit cu fără cearșafa seara? Asta trebuie să speli foarte, foarte bine. Orezul în mine, da? La fundul, că ai dormit fără cearșafa seara. Am înțeles. Ce să speli acum foarte, foarte bine de crevet, să fii curățat cum trebuie. Ia uite, bă, e adevărat, mă. Băi, Brigitte, e adevărat, să mă eu. Eu așa am fost întotdeauna, dar n-ați fost voi atenți la fundul meu. Da, mă, degetele, băi, că mă dor degetele. Erați atenți la alte chestii. Da, păi, erau buzele mele prea deformate și n-a mai avut nimeni mamă, ce tare e. Să se uite la... la mâia. Da. Vezi cu cuțitul ăla, să nu te tai. Iubirea, că așa n-am tu ce nu să prea. Tai. Ai vălei toți de... N-am la ce să mă tai. Nici la deget măcar. Da, bă, că-i glumă. Bă, tu ce ești prea serioasă, mă. Dacă nu mă vrei în bucătărie, plec. Nu stai dar aici eu sunt ajutor șef. De ajutor de șef sunt. Tu ești șefa, a doua și eu sunt ajutorul tău. Brigitte-i șefa? Ajutam. Ha, ha, ha. Domnule, dar auzi? Sunt deci mie filmarea unde zice okay. Că eu sunt șefa, da, și ajutor de șef. Da. Când începe să dea indicații că trebuie să plecăm mai repede, să facem, nu mânca aia, pune patul în dreapta, pune în stânga, se pun filmarea. Șef, ți-am tăiat lămâia. Mulțumesc, mersi mult. Greu, dar ți-am tăiat lămâia. Am reușit. Bagă poza la fund acolo, poza, filmează. Că spune că aia îi place. Aia îmi place mie să ce? Ai fundul bombat. Vezi, am fundul. N-am mă fundul bombat, ce vorbești? Dar ați auzit ce a spus, că la 40 de ani vrea să fie în cea mai bună formă ei, deci... Da. Cea mai bună varianta ia mea. Ia spuneți, domnul Stație, este în cea mai bună variantă? Încă nu, încă nu. Încă nu, mai avem un pic. Mare puțin. Vezi să nu zic o proție, că zic că e puțin mai gras, că pasare la mine. Arată foarte bine. Asta, uite, are niște piele. Da. Trebuie să scoți pielea așa, ușor, ușor, așa aici, ok? Da. Pielea lui. Mai puțin, da. Scuze că spun puțin, dar gustul, lasă-mă puțin, că acum vorbesc eu. Gustul de la brânza asta e foarte puternic. Știu, trebuie să pun echilibrat, foarte okay. Puțin, nu multe. Gustul... Nu. O să fie niște gratinați, o să faci niște rețete deosebite. Da. Asta cu vin este foarte, foarte, foarte bun. E, merge și foarte bine. Suficient. Doar asta ce faci cu el? Îl mâncăm? Nu, acum asta să fiți la... Se face niște în sos acum. Da. Pune tigaia cu capac. Da. Ce se întâmplă? Este abur. A, și abur se înăbușește așa, se fie puțin mai... Ce trebuie să fie puțin al dente. Nu, îmi place. S-au stricat și chestiile de când am plecat eu. Unde a fost plecat? Eu am fost plecată. M-am certat un pic cu el vreo 3 luni. M-am certat cu el vreo 3 luni și n-am. Certat? Noroc ați venit păi să certă mereu, fiecare zi. Eu sper că... Nu, tu trebuie să-i spui lui Joseph când ești împăcată, că e mai mult certată decât împăcată cu mine. Da. Și când te întorci din vacanță? Iată. Dacă continui așa cu glumele astea mărui, iuți,
O să mă întorc când o să le mai tu facă. Tu crezi că tu dacă te întorci eu mă schimb sau cum crezi? După tine. Mai pun, e ok. Pune să iasă puțin în relief. Să ajungă așa. Pentru toate. Să ajungă ca fund, așa, rotund. Da, mă! Toma. Stai să văd, stai puțin. Ați ascuțit cuțitul. Să știu să-l folosesc după aia. La cine, nu înțeleg. Da. Plec dacă vrei. Dar nu se poate, dar de ce nu există cale de mijloc? Nu mai vorbesc. E, trebuie să vorbești, dar nu prostii. Nu mai, jur că nu mai vorbesc. Dar vine spre fundul meu. De ce? Așa fiecare zi, voi, așa fiecare zi. Să mor tu că nu-ți place fundul acum, hai să fim serioși. Dar nu-mi place să vorbim despre subiectul ăsta. Vacanță? Da. Până plecăm, mai certeam de vreo 200 de ori, dar nu contează. Nu, plecăm pe 2 august, 1 în iulie la Saint-Tropez și fac pe 2 august în Sardinia. Da. Până atunci nu se știe, că ne mai certeam de vreo 200 de ori. Da, dar eu... Da, e o pasiune. Da. Mamă, ce bombat arată ciuperca asta. Da, e frumos. Cred că a fost în Turcia, ciuperca asta. Din Turcia vine. Teomor, dar chiar ești nesimțit. Dar chiar ești mare nesimțit. Asta la parte. Haideți, speram pe mâini. Da. Haideți, începem să facem sosul, primul rând. Eu cred că te întorci. Eu cred că te întorci. Că-ți place de mine. Te întorci să pui o coplas pe buze. Și să scoți un pic. Păi n-am putut să ia la tenis să-mi pună 30 de ani și pui tu acum. Da, da, eu nu lucrez în tenis. Eu sunt... Trebuie să ajutați să-și facă bagajul, domnul Năstase, și... Acum eu îi fac, eu îl desfac, că nu poate să fac. Băi, ești nebun. Citează, nu mai da din casă. Dar ce ți-am să nu dau din casă? Că dau și eu din casă. Vrei să dau din casă? Nu, nu. E... Da, eu astăzi chiar îmi doresc să mănânc, pentru că pentru mine este o onoare să mănânc ceea ce este din mâna șefului. Șefului, da. Asta se pune așa încă câteva crevete, se pune ca decor peste rețeta noastră. Mersi. Uite, asta finează. Nu, că-mi pune soția mea. Nu, punem. Brigitte. Da, Brigitte, punem tu. Dar te rog. Nu vreau. Uite că te filmează, punem. Nu vreau. Amor, pune. Brigitte, te rog. Dar nu trebuie să ne merișoare. Un cadou pentru asta, luăm un cadou. Dar n-am nevoie de cadou. Mai pune. Foarte. Un cadou pentru asta. Cuțit și... Ce Da. Pentru voi, da? Acum stați acolo că vă servește Brigitte. Eu de ce să mă servească Brigitte? Mă servesc singur. Tot acum îi facem domnului. Așa. Șef, dacă e bun, facem un deal. Da. Mi-e ea plecată de acasă, vin de aia, stai cu mine. Cu mare drag. Să mă vezi, măcar mănânc și eu bine. Fără, domnule, cu mare drag. Oricând. Mamă, e ca aici, ai locul de vrei, ai tu, să vezi ca vrei. Oricând am nevoie să mănânc ceva deosebit, te rog, vin bine, cu mare drag. La mine, aici. Vreau să te mănânc la el. Aici, sus. Vreau să te ia cu totul. Da. Cu totul, aici. Auzi, dacă gătești bine, sticoi să fie ca la... Îmi poate și contul meu și tot. Vin toate albinuțele. Ah, de ce să poate, albinuțelor, vă rog frumos, deci soțul meu e disponibil. Avem și câine. Albinuțelor, vă rog frumos, Andrei Moșanov. Avem și câine să ne păzească la... Da, aici, câinele pleacă. Mi-l iei câinele? Și câinele mi-l iei. Ana, asta pentru tine, se îngrași. Mulțumesc, șef. Vezi, măruță, am făcut ce-am făcut. Am și eu o porție. Mă descurc. O treime de porție. Mă rog să-ți dăm și ție ce mai rămâne. Nu, pentru tine special. Să întâi mănânci după aia pleci. După aia, da. Nu pleci, plec eu. Plec ca fraierul, înainte să mănânc întâi. Lasă-mă să mănânc întâi măcar. Sosul e foarte, foarte lejer, nu așa păietare. Fără faina, fără absolut nimic, e natural. Putem face asta în fiecare săptămână? Sigur. În misiunea asta, mă rog. Face bun este sosul? Extraordinar de bun. Da, Maruța, încă o dată, mai fă emisiuni cu șeful. Da, dar toate la noi acasă. Exact. Și chiar aproape nu aveam nimic în frigider. Aveam foarte puține chestii și a ieșit ceva extraordinar. Nu degeaba șef Joseph e numărul 1. Pentru că, într-adevăr, știe să facă din orice. Deci chiar nu aveam mare lucru în frigider, dar a ieșit extraordinar. Foarte bun. Mersi mult. Numărul 1. E lejer, e foarte bun, e de gustos. Are și zama de ciuperle, că toate se intră în sosul. Asta este rețeta. Auziți cu ce pasiune povestește despre mâncare? Asta înseamnă adevărata artă a gătitului. Să faci din gătit o artă. Uite, Ana, o să spun tu Maruța. Maruța, eu pot să-ți vorbesc? Arta vinului, dacă vrei. Da.
Nu merișor, pardon. Ce bun e merișorul tău. Să mă fie de bine, a fost foarte bun. Dar, Brigitte, plătești nota, te rog frumos. Eu trebuie să plătesc. E o notă scumpă, cred. Da, da. Dar să știi că mă cam pune să plătesc în ultima vreme notele. Nu, așa da. Da, 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 da. Noroc că am cardul în portofel. Auzi, noroc că am cardul în portofel. Aștept de ce a fost mișto, că a fost spontan și a fost făcut repede și... Foarte mișto. Lume, cuvânt, super. Da, da. Mersi mult, mulțumesc, aștept pe la noi. Mersi da, mult. Cu drag. Hai, Brigitte, să ne împăca, vină pe sine. Păi nu, gata. Crezi că așa ușor mă cucerești. Cu o cameră în față. Îți dau ultima șansă să vii acasă. Dacă nu, acum nu mai vin niciodată. Nu, că ultima șansă... Nu, Ana încetează. Ana încetează, că ea știe. Nu. Ana, da, păi e și fraier, că dacă îmi dai ultima șansă și după aia mai îmi dai încă unul, o să râd lumea de tine. O să mai mergem în vizită la familia Năstase, mai gătim, o mai ducem și pe colega noastră Ana să mai mănânce. O să fie bine, domnul Ilie Năstase, pregătiți-vă că mai venim. Și să vă zic ceva, se vede bine, Brigitte. Mă rog, a fost doar așa, o discuție pe care am înțeles-o doar noi.